Că îi plăcea, ședea, că nu mai putea. Zice când mai apuca, că puterile lăsa, sfătuia și porucea și ciobanii l-asculta. Negru Vodă zice așa: eu vă sfătuiesc și vă poruncesc, vă cer să jurați și să vă legați, să știți să răbdați, să nu să nu păziți, să nu risipiți, să știți să jurați și să vă legați, copii de copii, toți cât sunt și or fi, și cât vor veni, nepoți de nepoți și de străinători, pe toți să jurați și să-i legați, să-mi învățați pe toți și pe toate, să jure pe viață, să jure pe moarte. Țara să o păzească, să nu o risipească, să le fie dragă, cum mi-a fost și mie, de azi și în vecine. Negru Vodă și-a lui ceată, toți voinici cu fruntea lată și cu plete lungi pe spete și cu chioage groase drepte. Suie creasta munților, munților cărunților, de colo de pe înălțime, cu vitej cu agățime. Negru Vodă jos privește și la vale apoi pornește. Și trecând peste hotare, voinicilor strigă tare: alelei, voinicii mei, mândri puișori de zmei, ia priviți cele câmpii bălțate de asomii.
De tătari ați descuprinse și de flăcări mari încinse. Acolo s-ai voștri frați, toți vrednici, cu cabrazi înalți. Ascultați suspinul lor, jalea lor și-alor mare dor. Chioacele vi le luați, arcurile vi le încordați și pe tătari alungați. Voinicii când auziră, arcurile cordau, chioacele le luau și pe voinicii scoteau. Dacă-l văzând că acest om nu se dă la muncă, nici un lucru în capul lui hotărâ să-l spânzure pentru a nu mai da pildă de nedrepte și așa. Și așa se ale niște oameni din sat și se duc atrasele de jurii, pe loc de mesos, pe lucrurile cu mâncare cu voi, ca pe un lucru nesimțitor și hai până să vă ajută până să vă întrebă. Așa era pe vremea aceea. Petru se întâlnește cu o cucoană care mergea la plimbare. Cucoana, văzând în calul cel cu voi, un om care se mâna a fi bolnav, întrebă cu mine pe tărani de gând. Și-l duce la vreo doctoraie undeva, să se caute. Vai, nu, cucoană, să e fetistită fata dumneavoastră, dar aista e un leneș care nu crede să fie mai bun pereche lume. Și îl duce la spânzurătoare să curățim satul de-o tână. Alei, oameni buni, păcat, sărmanul, să moară ca un câine fără de lege. Mai bine, duceți-l la moșie la mine. Ia că te curtea pe costii și aceea. Eu am acolo un ambar plin cu pozmare. Ia așa, pentru împrejurări grele. Doamne ferește! Am un car la pozmar și a trei și el pe lângă casa mea. Când o știi că nu mă mai pierde Dumnezeu pentru o bucățică de pune. Da, suntem datoră în ajuta unui frații. Ia auzi, măi, leneșule, ce spune cucoana? Că te pune la cotețe într-un hambar cu pozmaci. Ia, că peste ce noroc ai dat? Bată-te întuneric să te bată, urciunea oamenilor! Să-i fii dragă din car și mulțumește cu coanei că te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug, luându-te sub aripa dumisar. Noi gândeam să dăm săpoși și frânghie, iar cu coana cu bunătatea dumisare s-a zăpoși. Poșmaci, să toți trăiesc, să nu mai mori, să-ți bată cineva obrazul pe drumul ca tine și să te hrănească capul într-un mare chiune și asta. Bine a mai zis și ne-a zis că boială și cai mănâncă. Hai, dă răspuns cu coanei, ori așa, ori așa, că n-are vreme de sta la vorbă cu noi. Zise atunci leneșul cu jumătate de gură, fără să se crească deloc. Ce-a zis? Ce să zică, milostivă cu fata? Întreabă, că muieți-ți fost magii? Ba, de mine și de mine, încă asta n-am auzit, dar nu poate să și moare. Ia auzi, măi leneșule, te prind să mori singur fost magii, ori ba. Ba. Zise atunci trageți mai bine tot înainte. Ce mai atâta vine pentru asta pustie de gură? Atunci unul dintre săteni zise cu coane. Bunătatea dumneavoastră milostivă cu coane, dar degeaba mai... Dar ce am mai voit să stică orgul pe gâște? Vedeți bine că nu-l duce noi la spânzurătoare lui așa de flor de fruct să luăm năgavul. Înghitit! Un sat de trei n-ar fi cu soare, mână de la mână să facă din frânsul ceva. Dar ai pe cine ajuta, doar leine împărăteasă mare. Ce-ți faci în apul? Cu fan apunci, cu toată bună voința ce ave, se răhămăsește și devine pațure și de tot zicând. Oameni buni, faceți la... Cum vă va lumina Dumnezeu? Iasă de ei, duc pe leneși la locul cuvenit și papelul. Și iată și-a scăpat și un oameni de aceea de săteni și sătenii aceea de dânsul. Mai poftească de acum și astăzi, dacă le dăm mână și ține cu leaua. Mulțumesc!